Mai întâi, domnul consilier local Cătălin Flutur a avut ocazia două luni de zile, două ședințe din mandatul trecut de primar pe care l-a avut, să numească acest consiliu pe care l-a propus. Aceasta este prima precizare, nu înțeleg, deci cred că n-a avut nici el încredere la momentul respectiv, acum face doar un joc politic. Iar a doua precizare a mea ține de faptul că nu s-a pierdut absolut niciun proces legat de numirea acestor oameni în Eltrans. Au fost câștigate de către Primăria Botoșani două procese cu Prefectura Botoșani exact pe numirea acestui Consiliu de Administrație pentru o perioadă de 6 luni sau până la terminarea proceselor. Singurul proces în primă fază, la prima instanță care s-a pierdut, a ținut de procedura de concurs. Mulțumesc! Propunerile noastre sunt Drăciuc Simion, Ciocan Vasile, Beilic Andrei, Cătălin Ursu și Ana Meda Florea.